Biblia spune că Domnul Dumnezeu a lucrat la inima lui Iacov. Și într-o zi, spune Biblia, Iacov s-a hotărât să se întoarcă în țara pe care o părăsise și despre care Dumnezeu vorbise că este locul în care el trebuie să fie. El era la socrul lui Laban și la un moment dat spune Biblia că s-a uitat la fața socrului lui și a început să-și împacheteze lucrurile. Că uneori călătoriile pe care le faci în viață le faci pentru că oamenii de lângă tine te obligă să împachetezi. S-a uitat la fața lui și spune Biblia că fața lui nu mai era cum era înainte. Înainte avea o față mulțumită, știți de ce? Pentru că dacă îi spunea lui Iacov, du-te și păzește oile, Iacov le păzea. Și spune Biblia că datorită conștiinciozității lui Iacov și hărniciei lui, a crescut foarte mult turma socrului său Laban. Dar de la un moment dat Iacov a zis, trebuie să strâng și pentru mine, zice el. Și a început să lucreze și pentru el. Și Dumnezeu din cer, care are o ecuație diferită de a oamenilor, a început să-l binecuvânteze. Aleluia! Și Dumnezeu l-a binecuvântat și la un moment dat când s-a uitat la Ban, la turma lui și la turma lui Iacov, spune Biblia că fața i s-a schimbat. Probabil că până atunci era așa, știți, de un roșu plăcut la față, cât îți de bine. Și apoi probabil s-o fi schimbat, o fi fost un pic mai galben. Și atunci Laban s-a uitat la el și a schimbat fața și Iacov a zis, e timpul să mă întorc. Ce bine e să fim înțelepți în viață și să înțelegem că unde nu suntem bine primiți, mai bine împachetăm și plecăm, decât să rămânem o viață acolo să câștigăm ce nu poate fi câștigat. Și să vă spun în această seară că nimic nu schimbă pe om decât numai bunul Dumnezeu din cer. Lăudat să fie numele Lui. În sfârșit, Iacov se hotărăște, pleacă spre direcția pe care Dumnezeu vroia să meargă. Și acum ascultați un lucru interesant. Nu vi s-a părut ciudat că uneori în viață ați mers pe o cale pe care știați că Dumnezeu nu umblă? Și totuși ați avut parte de un Dumnezeu extraordinar de bun, un Dumnezeu care n-a dat cu noi de pământ, un Dumnezeu care ne-a îngăduit, un Dumnezeu care a tăcut câte vreme noi mergeam pe un drum care nu era bun. Pentru că Iacov acolo la Laban nu trăise cum ar fi trebuit, pentru că el purta cu el o istorie, purta cu el ceva în inima lui, care numai el și Dumnezeu știa. Și în sfârșit acum se întoarce și merge pe drumul cel bun, pe care Dumnezeu i-a spus, mergi. Și încep necazurile, și încep greutățile, și încep poverile. Te-ai hotărât să faci ceva cu viața ta, să te aștepți că de atunci vor începe probleme cum n-ai mai avut până atunci. Și spune Biblia că Iacov, în timp ce se îndrepta spre casă, și-a adus aminte de ceea ce nu se poate uita niciodată, de niște probleme care sunt nerezolvate în trecut. Și în momentul acela spune Biblia că Iacov a încercat să și le rezolve așa cum încercăm fiecare dintre noi să ni le rezolvăm. A zis, haide să trimit eu niște soli la fratele meu Esau, care să fie niște oameni care să vorbească frumos, niște oameni care să știe să pună problema, niște oameni care să știe cum să se prezinte, niște oameni prezentabili, niște oameni care să aibă cuvinte frumoase, niște oameni care să mă reprezinte așa într-un mod. Ce bine ar fi dacă problemele noastre s-ar rezolva prin intermediari. Trimit niște soli, eu stau liniștit și ei vorbesc în locul meu. Nu mai merge. În seara aceasta veți afla că în viață uneori nu mai merge. Gata, s-a rugat destul maică-ta. Au vorbit destul alții în locul tău. Este un ceas și un timp când tu va trebui să vorbești cu Dumnezeu. Asta spune Biblia. Și s-au dus acei soli și au vorbit frumos. I-a și învățat Iacov cum să vorbească. Așa să vorbiți domnului meu. Adică Esau era domnul lui. Robul tău, adică Iacov, te cinstește, te onorează. Când a plecat, Esau nu era domn. Acum când ți-e cuțitul la os, e domn. Când a plecat, era ăla pe care a trebuit să... În sfârșit. Și s-a dus și a zis solia voastră să fie următoarea. Spuneți domnului meu Esau, am boi, măgari, oi, robi și roabe. Și trimit să se dea de știre lucrul acesta. Adică, cu alte cuvinte, ce a vrut să spună Iacov? Păi nu m-am întors mă ca un sărăntoc. Am. Cât costă să rezolvăm noi problema care între noi? Boi, oi, rob, am, zice. Putem să o rezolvăm așa, omenește. Care stătea liniștit Iacov și a zis, mă, nu se poate. Nu-i om pe pământul acesta care să nu înțeleagă mesajul meu. Uite ce soli frumoși, uite ce vorbire frumoasă, elegantă, uite ce ofertă interesantă de pace. Și se întorc robii, se întorc solii. Sunteți atenți la ce vă spun? Și când s-au întors acest soli, Iacov se uită și spune, ați vorbit cu Esau? Da. I-ați vorbit frumos? Da. I-ați vorbit într-un mod așa încât să... Da.
S-a uitat la voi, s-a uitat. A văzut cum sunteți îmbrăcați și haine frumoase. Da. I-ați zis cât avem? I-am zis. I-ați spus că am, da. Și el ce a zis? Nimic. Cum nimic? Absolut nimic. Nici bună ziua, nici bună seara, nici la revedere. Dar ce a făcut? Zice, a încălecat pe cai și vine încoace cu 400 de oșteni. Și atunci Iacov a rămas fără niciun cuvânt și spune Biblia că s-a dus și s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, eu sunt prea mic, Tu ești Dumnezeu care mă pot scăpa. Când se prăbușesc toate lucrurile noastre pământești, când oamenii care vrem să vorbească pentru noi n-au niciun succes, când toate planurile noastre omenești nu mai ajung să aibă nicio finalitate, atunci ne amintim de Domnul Dumnezeu. A venit dimineața și și-a făcut Iacov dimineața. A zis, hai să lucrăm, zice, hai să numărăm, să vedem, să punem, zice el, ne apropiem de Esau și zice el, să punem cât un dar în față. Când vine Esau, pe măsură ce se apropie de mine, să găsească 2000 de capre, 1500 de oi și la fiecare kilometru să găsească acest dar. Că până ajunge la mine, e muncă, domnule, e muncă, doar oile nu stau pentru poză. Să le pui să stea, ăsta-i dar. E greu, toată ziua a făcut calcule și a făcut socoteli. După care a împărțit și a zis, nevastă de categoria a doua, Leia, tu ești mai în față. Nevastă de categoria a întâia, Rahela, tu vii după aceea. Întâi sunt robii și roabele, cei de care mă pot dispensa. Planuri adânci, domnule, planuri adânci, lucruri gândite profund. Toată ziua Iacov a muncit, toată ziua Iacov și-a făcut planuri. A sunat și a zis, mă, cunoașteți vreun avocat pe la București? Cunoașteți pe cineva, la finanțe, cunoști pe cineva, cam un necaz. Și s-a dus și a bătut la uși, s-a julit, era tot rănit la deget, tot bați la uși, faci calcule, o iei de la capăt, se rupe pixul, mai e alt pix și faci toate. Și la sfârșit de zi, spune Biblia că după ce a făcut totul, s-a gândit să și retragă. A zis, haide, zice, să trecem vadul Iabocului, să stăm aici puțin feriți. Așa că zâmbiți, nici nu știți despre ce vorbesc. Habar n-aveți în această seară despre aceste planuri pe care le facem noi. Nimeni nu știe nimic, sunt singurul străin care vorbește despre ele. Corect? Corect. Îți spune Biblia că la un moment dat, după ce toată ziua s-a trudit Iacov și s-a făcuse noapte, la un moment dat epuizat, la un moment dat obosit, toți ceilalți s-au dus să culce, spune Biblia că s-a simțit singur, că a rămas singur. Un sentiment de singurătate a pus stăpânire pe el. Și în această seară vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului. Vine sentimentul ăsta de singurătate ca un ecou al zădărniciei tuturor lucrurilor omenești pe care le facem în viață. Pentru că de dimineață până seara ne trudim și facem planuri ca să izbutim în mersul nostru. Dar Dumnezeu din cer este acela care lasă un sentiment de singurătate și de zădărnicie. Mă întreabă oamenii, cum să recunosc voia lui Dumnezeu? O inimă goală este aceea care a părăsit voia lui Dumnezeu. Și o inimă plină, o inimă puternică, o inimă încrezătoare este aceea care știe că indiferent cât de adânc ar fi noaptea, este un Dumnezeu al luminii. M-am simțit deseori în viață singur, pentru că am stat față în față cu planurile mele și la sfârșit de zi, când a venit noaptea, mi-am dat seama că nimic nu poate rezista. Muncești o viață întreagă și tragi o viață întreagă să realizezi visul tău cel drag. Și după ce ai împărțit, și după ce te-ai muncit, și după ce ai făcut în stânga și în dreapta, stai înainte de culcare și la un moment dat te apuc o descurajare, te apuc un sentiment de singurătate și spui, Doamne, ce-i cu mine? Și atunci Dumnezeu din cer spune, ceva e cu tine. Și în momentul acela greu, când e și noapte afară, ceva se întâmplă. Pentru că tu ți-aduci aminte de ceva care nu știe nimeni, așa-i? Nu că noaptea e afară, nu noaptea e o problemă, ci problema este că n-ai cu cine vorbi. Ce să fi spus Leii? Ce să fi spus Rahelei? Mă, viața mea e construită pe ceva pe care eu n-am vorbit cu nimeni niciodată. Am fugit de acasă. Eu nu sunt omul care m-am prezentat. Când s-a prezentat Iacov, a strigat Laban plin de încântare. Tu ești os din oasele mele și tu ești sânge din sângele meu. Ce i-o fi prezentat Iacov de a stârnit așa admirația?
Ce i-o fi spus lui Laban de a stârnit așa admirația lui Laban? Poate că i-a spus, sunt un nenorocit care am fugit de acasă, trag urechea pe la uși, în tot felul m-am îmbrăcat numai ca să pară altul. Asta credeți că i-a spus? Nu i-a spus asta. Pentru că înaintea oamenilor prezentăm pe cineva care noi știm că nu suntem. Prezentăm înaintea oamenilor pentru că așa e lumea asta, o junglă. Și de multe ori vrem să prezentăm lucrurile acestea pentru că alminteri n-am fi băgați în seamă. Dar în această seară am venit să vă vorbesc despre cineva care cu adevărat vă cunoaște, care cu adevărat vă iubește, cineva care are puterea să vă schimbe, cineva care în fiecare zi a vieții tale, dacă îl lași, va fi cu tine, cineva care nu-i pasă de anii tăi, cineva care nu-i pasă de falimentele tale, un Dumnezeu care iubește necondiționat. Asta este Dumnezeul nostru, Dumnezeu care în noaptea aceea știe că de fapt întunericul nu e al nopții, ci este un întuneric care numai tu și Dumnezeul știi. Este întunericul unui trecut care te apasă. Este întunericul unor greșeli despre care nu poți vorbi cu nimeni. Este întunericul unor apăsări pe care le ai în viața ta. Și atunci, în momentul acela, și aș vrea să spun în această seară răspicat, răspicat în sensul de adevăr, dar cu toată blândețea posibilă, nu vorbiți despre Dumnezeu până v-ați asigurat că l-ați înțeles pe Dumnezeu. Că de cele mai multe ori, dragii mei, atunci când oamenii în jurul nostru sunt apăsați, când oamenii sunt îndurerați, astăzi m-am rugat pentru cineva care era bolnavă, suspectă de cancer și m-am rugat împreună cu ea și eu știu că Domnul Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al bunătății. Dar în același timp Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al adevărului. Este un Dumnezeu al adevărului. Este un Dumnezeu al adevărului. Nu zugrăviți un Dumnezeu care nu există. Nu zugrăviți un Dumnezeu după mintea voastră. De multe ori le spunem oamenilor, veniți la Dumnezeu, Dumnezeu are milă de tine, Dumnezeu te vindecă, are milă Dumnezeu de tine. Dar în același timp trebuie să vorbiți despre Dumnezeu cel veșnic, viu și adevărat. Pentru că oamenii niciodată nu vor fi capabili să stea pe picioarele lor dacă Dumnezeul pe care ei l-au primit este un Dumnezeu care nu seamănă cu Dumnezeul cel adevărat. Mă aude cineva? Eu nu vreau un Dumnezeu zugrăvit, potrivit cu nevoia mea. Nu vreau un Dumnezeu care să fie un fel de punte peste care să trec peste necaz. Eu îl vreau pe Dumnezeu cel viu, orice ar însemna lucrul acesta. În momentul acela Iacov s-ar fi așteptat probabil în necazul lui la o mângâiere. Și noi când suntem loviți căutăm numai mângâierea. Când suntem de multe ori în prăbușire căutăm o mână întinsă și viu este Domnul că El ne-o întinde. Dar Dumnezeu din cer, în momentul greu al vieții lui Iacov, în momentul acela de părăsire, de singurătate, Dumnezeu n-a venit să-l mângâie, Dumnezeu a venit să lupte cu el. Pentru că nimic în viața aceasta nu e mai important decât această luptă pe care va trebui să o purtăm. Să mă ascultați în această seară ce vă spun. Dumnezeu din cer așteaptă vulnerabilitatea sufletului nostru. Dumnezeu din cer așteaptă să acest sentiment de zădărnicie și de singurătate profundă. Dumnezeu din cer așteaptă ca sufletul tău să fie pregătit, pentru că Dumnezeu vrea să vină să lupte cu tine. Dumnezeu vrea să biruie sufletul tău. Dumnezeu vrea să fie acela care să se așeze pe tronul inimii tale. E o luptă grea. E o luptă ciudată, este o luptă neașteptată, dar e luptă dincolo de care va trebui să fii conștient că o dai. Nu e om pe pământul acesta la care Dumnezeu să nu vină să stea de vorbă cu el să lupte. Un Dumnezeu care vine în cel mai greu ceas al vieții tale și nu vine cu arme. Nu vine Dumnezeu nici cu sabie, că Dumnezeu numai degetul să și-l îndrepte către noi și cal și călăreți se prăbușesc în mare. Dumnezeu nu vine cu arme, Dumnezeu nu vine ca un războinic înarmat, ci Dumnezeu vine ca un părinte care te strânge într-o strânsoare voinicească. Haide tu cu mine să ne prindem într-o încleștare. Dincolo de care Dumnezeu ne invită la această luptă a sufletului nostru ca să înțelegem un lucru, iubiții Domnului. Mai întâi de toate, că viața în sine este o luptă pe care va trebui să o porți. Cei mai mulți dintre noi, iubiții Domnului, datorită greutăților din viață, datorită întâmplărilor foarte ciudate, am renunțat să mai luptăm. Mulți dintre noi am pus armele jos și nu mai avem nicio tărie. Suntem descurajați, ne uităm la ziua de mâine și ni se pare că nici nu mai merită trăită. Ne uităm la ziua de astăzi și abia așteptăm să treacă ziua ca să putem supraviețui, să ne ducem să ne punem capul pe pernă. Și Dumnezeu se uită la noi. Și Dumnezeu s-a uitat la Iacov și a zis, Iacov, eu vin să pun mâinile mele peste mâinile tale, vin să te încleștesc ca un voinic să te iau, să te strâng, pentru că eu vreau să fac din tine ceea ce n-ai fost o viață întreagă. Pentru că Dumnezeu din cer este interesat, nu să traversăm un moment greu al vieții noastre, ci să avem maturitatea unor oșteni încercați în focuri. Aleluia! Dumnezeu din cer vrea să aibă oșteni, Dumnezeu din cer vrea să ne antreneze, Dumnezeu din cer vrea să ne facă niște oameni care să avem brațe puternice. Și când Dumnezeu vine și pune mâinile lui peste mâinile tale nu vor mai fi niciodată aceleași.
Niciodată nu vor mai fi aceleași. Pentru că Biblia spune, ridicați mâini curate, fără mânie, înaintea lui Dumnezeu. Picioarele tale nu vor mai fi aceleași, pentru că se întăresc în alergarea care ne stă înainte. Încălțate cu râvna Evangheliei păcii, vom alerga pentru Dumnezeu. Iubiții Domnului, știți ce se întâmplă de cele mai multe ori? Căutăm o rezolvare facilă, căutăm imediat un răspuns pe care Dumnezeu să-l dea necazului nostru. Și mare este Domnul și bun este Domnul, că de atâtea ori ne-a șters lacrima pe obraz. Dar Dumnezeu din cer se uită la noi și spune, vine ceasul în viața ta, când va trebui să stai față în față cu mine și să-ți asumi o luptă dincolo de care să nu mai fii copil mânat încolo și încoace de orice vânt de învățătură, ci să fii un oștean încercat. Dumnezeu are nevoie de oameni maturi, oameni care să ofere răspunsuri în viață. Tu nu știi ce răspuns să dai un om care trece printr-o boală pentru că ai fugit de lupta asta. Nu știi ce răspuns să dai unui om care trece printr-o greutate pentru că ți-ai închis urechile atunci când Dumnezeu a vrut să stea de vorbă cu tine. Suntem slabi, de multe ori n-avem răspunsuri în fața vieții. Știți de ce? Pentru că am refuzat să ne maturizăm și am refuzat să fim întăriți în omul din lăuntru. Cum te lupți, Doamne, cu noi? Știți cum mă lupt eu cu voi, spune Dumnezeu. Mă lupt cu voi ca să deveniți oameni ai rugăciunii. Mă lupt cu voi în fiecare zi să deveniți oameni ai rugăciunii. Voi n-ați înțeles că cea mai teribilă armă aflată la îndemâna creștinului este să încenuncheze înaintea unui Dumnezeu puternic. Vom fi de nebiruit dacă vom redescoperi viața de rugăciune. De cele mai multe ori salutăm cerul 5 minute. Grăbiți! Să închidem toate lucrurile și salutăm cerul. Doamne, îți mulțumesc și pentru ziua de astăzi, dar n-ai înțeles un lucru esențial. Rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, rugăciunea te schimbă pe tine. Rugăciunea este focul care te modelează. În rugăciune Dumnezeu îți vorbește adevărurile de care ai nevoie. Rugăciunea este cântarul sufletului tău, pentru că n-am văzut pe nimeni să se mintă în rugăciune. Tu nu poți să îngenunchezi și să-i spui lui Dumnezeu minciuni sau neadevăruri. Cum poate câteodată ești forțat să spui oamenilor sau cazi în cursa aceasta și le spui oamenilor. Când te rogi lui Dumnezeu, de cele mai multe ori taci pentru că știi greutatea, iar alte ori când vorbești, vorbești puțin. Ce aș putea să spun unui Dumnezeu care mă știe? Dumnezeu din cer vrea ca oamenii Lui să fie oșteni încercați în luptă și lasă-L pe Dumnezeu să lupte cu tine. Lasă-L pe Dumnezeu să trezească în tine acest foc al rugăciunii. Aleluia! Mărire lui Dumnezeu! Glorie lui Iisus Hristos în veci! E o luptă pe care Dumnezeu o poartă cu sufletul nostru zi de zi. Și să nu spui că n-ai înțeles. Dumnezeu din cer folosește momentele slabe, momentele de derută, momentele de durere. Știți de ce? Pentru că El vrea să ne antreneze. De la o vreme s-au îngrămădit necazurile și nu doar în viața mea, ci și în viața voastră. Nu să credeți că Dumnezeu din cer vrea ca voi să părăsiți orașul, vrea ca Dumnezeu să părăsiți familia, să părăsiți locul de muncă. Vrea Dumnezeu din cer să părăsești trupul acesta și să fii în cimitir ca să nu mai ai nevoie de nimic? Și ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea să pună mâna pe tine. Să stai cu El într-o încleștare teribilă. Și când te ridici să spui, pot totul în Hristos. Pot totul în Hristos care mă întărește. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți vă spun un lucru. La un moment dat, un om se oprește în fața unui cocon. Știți ce e la coconul? Cum să nu știți? Este învelișul acela în care stă omida, înainte să iasă fluture. Coconul acela este un înveliș protector. Și la un moment dat se deschisese coconul și este așa o nișă, o firidă din aceea prin care iese fluturile. Începe să se... fluturile acelea tot încerca să iasă. Era deja un fluture și încerca să iasă prin nișa aia de la cocon. S-a uitat omul și când a văzut că se chinuie bietul fluture, la un moment dat s-a dus cu o lamă de cuțit și s-a gândit el ca să lărgească nișa. Bă, bietul fluture nu iese. Uite, și el a lărgit. Și la un moment dat fluturile, pentru că a lărgit coconul, a ieșit. Și fluturile acelea, spre deosebire de toți ceilalți fluturi, erau un fluture care avea trupul foarte gros și aripile foarte scurte. Ce n-a înțeles omul nostru este că Dumnezeu din cer te pune să treci printr-o deschizătură extrem de mică, pentru că există un lichid în fluture, în corpul lui, care trebuie împins spre aripi. Cu cât te chinui mai mult să treci prin deschizătura aceea infimă, cu atât lichidul din corpul fluturului se duce spre aripi și aripile cresc și poți să zbori. Omul acesta l-a condamnat pe fluture să fie un fluture care să nu zboare niciodată. Ce rost să fii flutur dacă nu poți să zbori? Tu nu înțelegi că Dumnezeu din cer te cheamă la o luptă dincolo de care aripile să ți le deschizi larg? Dumnezeu ar putea să nu ne treacă pe niciun necaz, Dumnezeu ar putea să rezolve toate necazurile noastre, dar Dumnezeu din cer ne vrea oameni maturi, oameni care să deschidem largi aripile și să zburăm. Glorie lui Dumnezeu! Vreau să mai spun un lucru. I-o fi fost oare frică lui Iacob de Esau? Ce ziceți voi? Teribil de frică.
Bun, și voi n-aveți în viață ceva de care să vă temeți? Oare nu există cineva dincolo de care să spui, Doamne, aproape că mi se pare că nu-i de biruit situația asta. În viață te vei până la urmă confrunta cu o situație dincolo de care cineva va fi mai tare decât tine. Și atunci s-a uitat Dumnezeu la Iacob și a zis, ăsta niciodată nu o să lupte cu Esau. Tot o să caute să fugă toată viața. Mâine o ia de la capăt, mâine iar împarte tabra, mâine vine alte idei. Și atunci ce-i de făcut cu el? Ce Dumnezeu mă duc să mă lupt cu el. Și ce-i să faci, Doamne? Am să fiu tatăl care se lasă biruit în luptă. Am să fiu tatăl care se lasă biruit în luptă. Și vreau să vă spun că atunci când mă rog lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-aduce mereu același răspuns. Știți care e răspunsul lui Dumnezeu? Ridică-te și luptă, Florine, că tu ai preț în ochii mei. Pentru tine l-am dat pe Iisus Hristos. Tu m-ai biruit la Golgota, pentru că acolo dragostea față de tine m-a făcut să mă las biruit. M-am lăsat străpuns în mâini și în picioare, biciuit de biciu roman, cu coroana de spin pe cap. Știi de ce? Pentru că te-am iubit mai mult decât poți înțelege. Și un Dumnezeu care s-a lăsat biruit în dragoste de tine este Dumnezeu care îți zice, ridică-te și înțelege că n-are ce să-ți facă omul. N-are ce să-ți facă o țărână, înțelege? Cel ce este biruitor cu Dumnezeu va fi biruitor cu oamenii. Nu vă fie teamă. De fiecare dată să vă ridicați și știu că sunt în această seară mame care au niște lupte fenomenale, sunt tați care stau la o răscruce de drumuri, sunt tineri care se uită și spun încotro, Doamne. Și eu vă spun în această seară, aduceți-vă aminte că sunteți săpați în mâinile lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Golgota este locul în care dragostea lui Dumnezeu s-a lăsat străpunsă, biruită pentru tine. Tu ești acela care ai biruit prin dragostea pe care El însuși a avut-o față de tine. Știi ce este Dumnezeu? Tatăl care se lasă doborât atunci când te simt, când te ia în brațe, ca să te ridici și să alergi prin casă spunând, eu l-am biruit pe tata, eu l-am biruit pe tata, da, l-ai biruit în dragoste, El s-a lăsat doborât în dragoste. Știți de ce? Ca să ne ridicăm și să înțelegem că cel ce are cerul, cel ce l-are pe Dumnezeu este mai mult decât biruitor. Nu mai fugiți de lupte. Nu mai fugiți, nu mai fie frică de oameni. Duceți-vă și stați cu Dumnezeu și spuneți, Doamne, ce ai să-mi spui? Și Dumnezeu îți va spune aceleași lucruri. Adu-ți aminte că pentru tine l-am lăsat pe Fiul meu, Iisus Hristos, că pentru tine m-am lăsat biruit. Adu-ți aminte că dragostea pentru tine este o dragoste care s-a lăsat străpunsă. Aceleași cuvinte Dumnezeu le va avea mereu. De aceea, dragii mei, în această seară, iată ce ne spune Domnul Dumnezeu. N-am venit să vă mângâi. Gata, s-a terminat cu legănatul spicelor. Toată ziua, bună ziua, nu vrem decât caramele în brațele bunicului. Mai mângâne pe crește. Nu spune Dumnezeu, am venit să te fac un luptător. Gata. Am venit să te ridic în capul oaselor și să-ți aduc aminte în această seară un lucru extrem de important. Tu trebuie să fii un om puternic, tu trebuie să te lupți în rugăciune, trebuie să te lupți în post. Tu fii un om disciplinat, fii un om care să te întărești în omul din lăuntru. Vă spun un lucru, dragii mei, cel ce știe să câștige această luptă a rugăciunii, a postului, a citirii cuvântului Dumnezeu, se va ridica înarmat din cap până în picioare și va fi mai mult decât biruitor în numele lui Iisus. Cel prăbușit, cel care nu știe în această seară ce să mai fac, Doamne, încotro să mai apuc, să-și aduce aminte, nu ești părăsit, nu spune că dreptul tău este uitat înaintea lui Dumnezeu. Astea sunt vorbele celui rău. Iată ce știu eu în această seară, indiferent cine ești, indiferent cât de mult te judeci, indiferent cât de mult te acuz, e același lucru valabil. Iisus Hristos s-a lăsat biruit pentru tine. Iisus Hristos s-a lăsat străpuns pentru tine. Și pentru că da, ai preț în ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, ridică-te și luptă, prietene. Ridică-te și luptă. Aleluia. Mărit să fie Dumnezeu. Vine profetul lui Dumnezeu Osea și descrie, ca să fie un argument biblic, că cineva a fost extrem de zdruncinat de modul în care lucrurile au fost prezentate. Cineva mi-a spus, cum poți să spui, mă, pastore, zice, cum poți să spui că Dumnezeu luptă cu omul? Zice, asta este erezie, mă. Noi cum să zici că, dar spunea Ieremie la un moment dat, zice, m-ai biruit, m-ai înduplecat, Doamne, mi-ai pus un jug pe umeri, ai făcut din mine ceea ce n-am vrut, că firea asta ne poartă în alte direcții și Dumnezeu ne îngenunchează prin lupta aceasta și Dumnezeu în lupta aceasta ne prinde în brațe și Dumnezeu din cer ne face conștienți de cine suntem ca să putem lupta. Spune Biblia, iubiții Domnului, și asta va trebui să nu uităm niciodată, spune Biblia că în Osea 12:4 nu merge proiectorul în seara aceasta, s-a ars becul. Dar vă citez eu.
spune așa Biblia, s-a luptat, vorbește despre Iacov, cu îngerul și a fost biruitor. Și noi toți până aici spunem, aleluia, glorie Domnului, mărire Dumnezeu, iată că suntem biruitori. Și apoi vine explicația care să ne aducă la dimensiunea reală a ceea ce suntem noi. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. A plâns și s-a rugat de el. Asta este explicația la luptă, ca să înțelegeți cum s-a luptat Iacov și ce a făcut Iacov. Vă spune ce a făcut, a plâns și s-a rugat de el și a zis, ai milă de mine și nu mă lăsa, că mă duc cu totul, sunt prăbușit în neputința mea. Ce credeți? Cum credeți că luptăm noi cu Dumnezeu? Îi spunem noi lui Dumnezeu ce să facă? Îi dăm noi porunci lui Dumnezeu? Îi dăm noi instrucții lui Dumnezeu? Lupta noastră este una singură, ai milă Hristoase de mine! Binecuvântează viața mea și îndură-te. Asta a fost lupta lui Iacov. A plâns și s-a rugat și a zis, nu mă părăsi, și s-a agățat de el și a zis, nu pleca până nu mă vei binecuvânta, nu-ți mai dau drumul să pleci. Asta e lupta. Păstrează-l pe Dumnezeu prin post, păstrează-l pe Dumnezeu prin rugăciune, păstrează-l pe Dumnezeu prin scriptură, păstrează-l pe Dumnezeu prin părtășie, păstrează-l prin Dumnezeu printr-o viață trăită într-un mod onorant. Aleluia. Și vei fi biruitor cu Domnul, mai mult decât biruitor. Când îl ai pe Dumnezeu, că-ți iese, că nu-ți iese viața, nu contează așa de mult. Când nu-l ai pe Dumnezeu și dacă-ți iese viața, ai o îngrijorare. Și o singurătate. Și o neputință. Și un sentiment că ceva nu merge cum trebuie. Că ceva merge într-o direcție greșită. De aceea în această seară spun, primiți lupta aceasta a sufletului și spuneți-i sufletul vostru, prăbușește-te la picioarele lui Dumnezeu. Îngenunchează înaintea stăpânului tău, suflete al meu. Și lasă-l pe Dumnezeu să te facă un ostaș. Așa mă bucur de oamenii care nu se tulbură. Așa mă bucur de oamenii echilibrați. Sunt oameni care, cărora li se întâmplă greutăți. Și eu am văzut în aceeași seară, am văzut două tablouri total diferite. A venit la mine o femeie credincioasă care avea un necaz. Și ce mi-a spus? Mi-a spus, Dumnezeu m-a părăsit, Dumnezeu m-a uitat, Dumnezeu nu mai are milă de mine. Poate cu alții are, cu mine nu are. Știți de ce? Pentru că era desnădăjduită. Pentru că era un om care nu reușise să înțeleagă ce înseamnă lupta aceasta cu Dumnezeu. Și a venit o femeie care era după mine de cel puțin două ori în mai mare amar. Și mi-a povestit amarul și mi-a spus la sfârșit, dar pastore, știu că Dumnezeul meu este viu. Dar de unde știi, femeie? Păi normal că știa. Că numai ce o îngenunchease Dumnezeu la rugăciune, numai ce se luptase sufletul ei în post. Și atunci știi că Dumnezeu tău este viu, știi că Dumnezeu tău este viu, că nu mai stai de vorbă cu El, când crezi că Dumnezeu nu te asculte, pentru că tu n-ai stat de vorbă cu Dumnezeu, că dacă ai sta de vorbă cu Dumnezeu, dacă ai îngenunchea, știi ce s-ar întâmpla? Vocea Domnului ar începe să-ți vorbească și să spună, eu sunt aici, eu sunt cu tine, lăudat să fie Domn. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară. Deci primul lucru pentru care trebuie să luptăm e pentru că niciodată n-am lupta dacă mai întâi nu ne-am întărit în lupta care cu adevărat contează. Stau de multe ori și mă uit la ceea ce se întâmplă. An după an Dumnezeu a venit cu un val. Anul trecut a fost un an ciudat și greu. Anul de dinainte a fost poate și mai greu. În 2013, pe 25 decembrie, când sărbătorim nașterea Domnului, mă uitam la un diagnostic a soției care era cancer. Și n-am spus nimănui nimic. Dar am știut că Dumnezeu mă cheamă la o luptă între mine și El. Și am făcut ceea ce face orice om care știe că de Dumnezeu atârnă viața. Post și rugăciune și tăcere înaintea Domnului. Post și rugăciune și zbucim înaintea Domnului. Și am strigat din adâncul inimii mele. Și m-am luptat cu Dumnezeu plângând și rugându-L pe Dumnezeu. În 3 luni de zile când am repetat analiza înainte de operație, că e obligatoriu, doctorița a zis, ăștia au niște aparate, zice, de toată jena. Ce tumoare, Doamne? Zice, nu mai este nicio tumoare aici. Nu mai este nimic. Și am spus, nu aparatele sunt, Doamne, cele care au greșit. Ci există un Dumnezeu care spune că dacă vei accepta să lupți în cel mai bun mod al vieții tale, acolo Dumnezeu îți va da biruința. Ascultați ce vă spun. Nu contează ce vremuri trăiți, contează cine vă ridică. Și unul singur vă ridică, Domnul. Și în această seară poate să-mi spună oricine, orice, eu știu un lucru, Hristos a murit pentru mine.
De aceea mă voi ridica și voi merge înainte cu bucuria celor care știe că pentru el s-a dat însuși cerul. Nu știu dacă omul mă iubește, că nu știu cum să măsor iubirea omului. N-am termometru la mine și niciun aparat care să detecteze dacă mă iubesc sau nu. Dar pe Dumnezeu îl cred că el a murit pentru mine. E o dovadă. Golgota nu minte. Lăuda să fie Dumnezeu. Gata. Haideți să trecem la al doilea punct. De ce să lupți cu Dumnezeu? Ca să poți, fiind biruitor, să lupți cu orice în viață. În al doilea rând, se luptă Dumnezeu cu Iacov și la un moment dat... Acum, vezi că Dumnezeu vine progresiv. Sunteți atenți? Mai întâi când a început lupta, cine a venit la Iacov? Cine spune Biblia că a venit la Iacov? Un om. El s-a uitat și a zis, mă lupt cu un om. El a crezut că se luptă cu un om. Știți? Că n-am acceptat lupta dacă am ști cine, ce, cum. Cu un om. După care Osia spune că apoi și-a dat seama că e un înger. Iar la sfârșit de tot și-a dat seama că era însuși Dumnezeu pentru că a spus-o el. Și vine Domnul Dumnezeu, se luptă cu Iacov și la un moment dat îi pune o întrebare. Nu? Îi pune o întrebare. Care ți este numele? Hai că știți. Și el spune, mă cheamă Iacov. Noi deja știm interpretarea că de ani de zile s-a tot predicat din pasajul ăsta. Și Dumnezeu îi spune, nu-mi place numele tău, zice, nu-mi place, zice, să te cheme altcumva, să te cheme Israel. Adică cel ce l-a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și a ieșit biruitor. Numai că prima parte era o realitate, cel ce l-a luptat cu Dumnezeu, și a doua parte era o profeție, cel ce l-a luptat cu oamenii. Că el nu luptase cu nimeni până atunci, fugise toate războaiele omenești. Prima parte a fost o realitate frumoasă, a doua a fost o perspectivă, un viitor pe care Dumnezeu i l-a dat. Ai luptat cu oamenii, că eu am văzut deja că ești biruitor. Eu am văzut deja că l-ai biruit pe Esau. El nu văzuse, dar Dumnezeu văzuse. În sfârșit, se luptă și la un moment dat, fiți atenți, Dumnezeu, în timp ce se luptea cu el și a întrebat pe Iacov, care este numele tău, aproape în același timp cu întrebarea, îi dă una. Că cea mai ciudată victorie care poate să existe. Pleacă biruitorul. Cine ești tu, Iacov? Biruitorul. De unde vii, Iacov? De la biruit sau pe care am avut-o, zice el, ținându-se de șold. Deci l-am biruit pe Dumnezeu. Și când s-a uitat tot la el, probabil și cu cearcăne și o noapte nedormită și șchiop. Ce l-am biruit pe Dumnezeu. Știți cum arată biruitorii lui Dumnezeu? Într-un mod foarte ciudat. În ochii lumii nu vom părea niciodată biruitor. Uscat de post, de multe ori copleșit de greutăți, de multe ori cu ochii stinși din cauza lacrimilor, în ochii oamenilor nu ești glorios, nu vii ca un învingător, dar ești un învingător. Și s-ar putea să fie invers, să fii în fața oamenilor înalt, să fii în brața oamenilor extraordinar, să fii puternic și un pierzător în fața lui Dumnezeu. Oamenii se spună, dați-vă la o parte că trece biruitorul. Și Dumnezeu se dă din cap să spună, nu, trece cerșătorul. Ciudat arată biruitorul lui Dumnezeu, dar întotdeauna biruitorul lui Dumnezeu, omul care se roagă, omul care postește, omul care își pune la inimă lucrările lui Dumnezeu, știți cum este? De cele mai multe ori așa este, ca un om care știrie de pe o zi pe alta greutățile și problemele, în sfârșit, și îl lovește Dumnezeu la șold. De ce l-o fi lovit la șold? De ce nu l-o fi lovit la mână? De ce i-o fi zis cum te cheamă? De ce nu eu? Dar ce, Dumnezeu nu știa cum îl cheamă? Dumnezeu nu știe cum mă cheamă? De ce l-o fi întrebat? Ca să audă cine? Cine să audă? Dumnezeu? Când l-a întrebat care ți este numele, care era rostul? Să audă Dumnezeu sau să audă cel ce este întrebat? Evident că să audă cel ce este întrebat. Iacov să audă, nu Dumnezeu să audă. Cum îți este numele? Cum îți este starea? Care ți-e problema? Unde e rana ta? Care sunt lucrurile care trebuie schimbate? Cine trebuie să audă? Dumnezeu trebuie să audă sau tu trebuie să auzi? Când Dumnezeu vine și spune această întrebare, ce întrebare îți spune? Dumnezeu nu e un Dumnezeu al aproximării. Dumnezeu este un Dumnezeu de colo până colo. Dumnezeu este un Dumnezeu punctual. Dumnezeu vorbește la obiect. Dumnezeu vorbește pe nume. Dumnezeu vorbește știind totul. Dumnezeu nu pierde vremea. Când Dumnezeu vorbește, El îți spune exact ce ai de știut. Și spune, care e numele tău? Înșelătorul este numele meu. Pentru că Dumnezeu nu vine să ne bage vină pentru ceea ce ne avem vină. Nu i-a zis niciodată Dumnezeu lui Iacov, nu ești harnic. Nu i-a zis niciodată, nu ești politicos. Nu i-a zis niciodată, nu te-am găsit în nimic credincios. Că Dumnezeu nu lucrează la grămadă. Dumnezeu nu lucrează la paușal. Dumnezeu se uită și spune, îmi place, te iubesc, ai preț în ochii mei, dar e ceva ce trebuie schimbat. Mai ai ceva până să fii desăvârșit. S-a uitat la tânărul bogat și nu i-a negat. Nu i-a negat dragostea. Nu i-a negat educația religioasă. Nu i-a negat purtarea de grijă. Nu i-a negat faptul că era interesat de lucrurile spiritoare. Dar i-a zis, îți lipsește un singur lucru. Și fără el nu intri în cer. Fără el nu intri în cer. 99% dacă ești pocăit. Și 1% îți lipsește. Tu ești în pericol, prietene.
Dumnezeu când vine și în această luptă pe care o acceptăm, este lupta adevărului, că Dumnezeu vine și spune, vreau să stau de vorbă cu tine ca să înțelegi un lucru. Ce să înțeleg, Doamne? Că nu-i devine România, măcar că e greu. Că nu-i devine X sau Y, măcar că e greu. Că nu-i devine mama sau tata, nu-i devine orașul. Adevăratul inamic al nostru, cel mai mare dușman al nostru, știți care este? Spuneți voi, noi! Noi suntem cel mai mare dușman al nostru. Noi suntem cel mai mare dușman al nostru. Cum te cheamă, Iacov? Mă cheamă Esau. Nu te cheamă Esau. Nu Esau e lupta ta. Nu Esau e dușmanul tău. Tu trebuie să stai de vorbă cu mine. Tu trebuie să te schimbi. Pentru că tu, de mic copil, de când te-ai născut, când a fost să iasă, ce a făcut Iacov? Zice, cine e în fața mea? Esau. Puc, l-a prins de picior. Știți, nu? Ce credeți că a făcut? Când a fost pe la Laban, tot timpul cum trecea unul cu asta, cu piedica, bălțate, pestrițe, tot mă, de asta avea în cap. Cum aș putea, zice, să, dacă trece vreunul, nu să-l omor, nu, un pic de piedică, că să-i iau înainte. Asta a fost mereu problema lui Iacob, înșelător. Un om care, știți, dacă se poate, și Dumnezeu a zis, mă, prea le ai cu piedica, zice, îți dau una exact la piciorul la care pui piedică. Și tot timpul a mers șchiop și a zis, eu nu mai pot acum, zice, să, așa că mă, tot timpul. Și porți cu tine slăbiciunea asta în viață. Știi de ce o porți? Ca să te lecuiești să mai pui piedică. Lasă, pe piciorul ăla care era grozav, ce puternic era, că cădeau și unul și alții, acum când te sprijin, ce te doare. Și Dumnezeu lasă semnul ăsta la întâlnirii cu el. Ați înțeles ce vă spun? Ca să înțelegi care e dușmanul tău. Ia, Doamne, zice Pavel la un moment dat, ia de la mine, Doamne, acest țepuș. Și ce zice Pavel despre boala lui? Zice, un sol al satanei mă pălmuiește. Dar vă dați seama, adică cum un sol al satanii mă pălmuiește? Păi marele Pavel care se ruga și au fost oameni care s-au vindecat și avea cuvinte pline de putere, când citea Biblia, o citea cam așa. Îi curgea ochii, avea o boală de ochi. Și când citea Biblia, că el spune, aceste slove mari, scrise mari, vi le-am scris cu mâna mea. Știți că cei ce nu văd bine scriu mare. Și el avea această boală care făcea disgrațios, că la un moment dat spuneau, zice, acest Pavel care de departe e mare și puternic și cuvintele lui sunt cuvinte tăioase, de aproape pare neînsemnat, pare cineva fără autoritate. De ce? Pentru că îi cam curgea ochii. Și ce îi spune Domnul Dumnezeu? Îți iau, zice, acest țepuș, te fac puternic, o să fii la costum, la diplomat, o să fii cel mai frumos, o să fii cel mai puternic, o să ai elocință, o să fii extraordinar și când o să te vadă oamenii să spună, wow! Nu, zice el, în slăbiciunea pe care ți-o las, puterea mea este făcută desăvârșită. Îți las această slăbiciune să-ți aduci aminte o viață întreagă că tu n-ai de războit nici cu carnea, nici cu sângele, nici vecinul, nici prietenul care nu-ți mai este prieten și te-a trădat, nici șeful tău, nici nevasta, nici copii, nici țara, nu-ți dușmanii tăi, ci tu. Și să te lupți cu tine până la sânge, să te lupți cu tine toată viața ta. Ca să înțelegi cine e dușmanul vieții tale. Noi suntem dușmanul vieții mele. Asta fiind cinstiți. N-a fost bun Dumnezeu cu noi? Nu. Da sau nu? A fost bun, nu? Ți-a venit Dumnezeu în ajutor când tu ai spus, nu înțeleg de ce mi-ai venit în ajutor, nu meritam să vin ajutor, corect? Când viața noastră n-a mai fost la fel? Când am luat-o la vale noi, cu noi înșine. Mândria noastră, ambițiile noastre, orgoliile noastre, vanitățile noastre, deșertăciunile noastre. De îndată ce am început, ascultați, mulți au primit binecuvântări alese din partea lui Dumnezeu. Și la un moment dat au început să se vadă cum n-ar trebui să se vadă. Și Dumnezeu a zis, vreau să-ți redau într-un mod corect dimensiunile luptei tale. Tu cu tine trebuie să. Și în momentul când îi dă una lui Iacov și șchiopătează în acea rănire, și ce face Iacob? S-a prins de Dumnezeu și a zis, nu-ți mai dau drumul. Păi cum să-ți dau drumul dacă eu nici n-aș mai putea să stau în picioare? După ce m-ai lovit, zice, nici nu mai pot stau pe picioare. Mă țin de tine. Și vreau să spun un lucru și să fac o declarație. Hristoase Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, sunt o țărână neînsemnată. Nimic bun nu locuiește în mine. O viață întreagă am să știu cine e dușmanul meu, eu. Și am să mă lupt ca acest dușman să nu mă răpune. Și am să rog puterea crucii să răstignească acest dușman. Și am să rog această fiară și bestie dinăuntru nostru niciodată să nu fie biruitoare, ci să biruiesc în numele lui Iisus. La un moment dat, două lucruri vreau să vă spun în această seară. La un moment dat, un pastor, două întâmplări frumoase care se leagă. Un pastor se duce la închisoare.
frământat ce se predice el, merge la viețaș. Ați auzit? Știți ce înseamnă viețaș? Edeți condamnați pe viață, se numesc viețaș. Se îmbrăcați într-o salopetă, ca cei 21 de creștini care au fost omorâți în Egipt. Erau îmbrăcați în salopete de culoare portocalie. Portocaliu este culoarea viețașilor, ca să știți. Cei condamnați pe viață sunt îmbrăcați în portocaliu. Și la un moment dat, pastorul acesta se gândea, ce aș putea să le predic eu acestor oameni? E greu să predic. Ați fost luat la închisoare la viețași să le predici. Ce să le spui lor? Nu mai așteaptă decât moartea. Și acolo nu merge cu orice. Acolo ori. Și pastorul frământat se duce ăștia, când au intrat în sală ostili, a simțit ostilitatea, puteai să tai aerul ăla cât de era așa rece. Și în timp ce se ducea, ca să fie totul perfect, că așa lucrează Dumnezeu cu noi, credeți lucrul ăsta? Noi de cele mai multe credem că Dumnezeu din cer va face ceva spectaculos. Acum a trimite Dumnezeu un înger și le închide gura. Nu! Și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu l-a lăsat, s-a împiedicat și cât a fost de mare, buf, a căzut când a ajuns la stativ. Ăștia, și au început să râdă toată sala. La care s-a ridicat, pentru că asta te învață lupta cu tine. Și le-a zis, despre asta aveam de gând să vă predic astăzi. Despre cum căzând în viață, poți să te ridici și să mergi înainte. Când faci din înfrângerile tale biruinți, abia atunci poți să spui că te-ai biruit pe tine însuți. Atunci când în slăbiciunile tale te ridici și scuturi praful și spui, nu-i nimic, viața și Dumnezeu însuși mi-a permis să ajung aici, pentru că ridicându-mă să pot să-L onorez pe El și slava să fie a Lui. Asta trebuie să faci. Și vă mai spun un lucru ca să înțelegeți lupta asta cu noi. Era un hotel de proastă calitate, dar cu o reclamă bună. Ați înțeles ideea, nu? La ce se face multă reclamă? Bun. Reclama multă nu sunt pentru servicii reproșabile, că știți, cei de calitate merge vestea. În sfârșit, multă reclamă, dar condițiile proaste. Toți aia de stăteau în camere, numai ce se duceau, stăteau, veneau la recepționer și atâta urlau la bietul recepționer, zice, mă, zice, e un hotel nenorocit, aia nu merge, apa nu curge, geamul nu știu cum. Bietul recepționer era angajat, el nu era patron, patronul nu trecea pe acolo, patronul numai stătea și făcea reclamă. Ați înțeles? Și la un moment dat recepționerul bietul de el s-a gândit, mă, să-mi dau demisia, dar ce fac, am copii, ce pâine mănânc eu? Și a avut o idee. În timp ce ăștia veneau la recepție, în spatele lui a pus o oglindă imensă. Ăștia veneau tunați, veneau atât de supărați și începeau brrr, și când se vedeau în oglindă cum arătau, se potoleau. Că n-ai cum să te ceri cu cineva și să te vezi în oglindă cum ți se îngroașă venele, cum ți se bulbucă ochii și la un moment dat se potoleau vrând nevrând. Doamne, dar de ce trebuie să lupt eu cu tine? Pentru că vreau să spun o oglindă în față. Și în oglinda aia să-ți vezi adevărata greutate. Și de acolo, acolo în lupta aceea să înțelegi că eu nu lupt cu tine la modul general. Eu vreau să schimb ce e de schimbat, că te vreau desăvârșit. Și vreau să port semnul slăbiciunii acestea toată viața. Și îi mulțumesc Dumnezeu nu pentru tărie, îi mulțumesc Dumnezeu pentru slăbiciunile pe care le pot purta înaintea Lui, că ele mi-aduc aminte cine sunt. Aleluia! Am momente când mă simt nesigur și mulțumesc Domnului pentru nesiguranța asta, că asta mă face să mă apuc de poala hainei Lui. Am momente când parcă mă clatin în viață și atunci îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că știu cine-i tăria mea. Glorificat să fie Domnul. Și vreau să închei în această seară spre bucuria voastră. Dar așa mea, pentru că sunt plecat de marți de acasă și sunt la șaptea predică consecutivă, în fiecare zi, în fiecare seară, am fost începând cu Valea Almașului până aici la voi și mâine plec acasă. Proaspăt ca o lămâie stoarsă să pot să fiu împreună cu biserica. Nu-i nimic, mare-i Domnul. Slăbiciunile acestea mi-aduc aminte cine-i sursa tăriei mele. Nu carnea și sângele vor aduce biruință, ci cel ce este viu și al cărui duh este totdeauna viu și sfânt. Vreau să închei spunându-vă ultimul lucru foarte simplu în această seară. Mări să fie Domnul. Ce faci, Doamne? Nu vii să mă îmbraci? Nu. Am făcut-o până acum. Când ai fost fățarnic cu Esau și ai adormit cu capul pe piatră, am venit cu îngerii la tine să spun că te iubesc. Și ți-am binecuvântat drumul, măcar că era drumul unui fugar și drumul unui om care n-a avut răbdare. Ce faci, Doamne, nu mă mângâi? Nu. Am făcut-o destul la Laban acasă. Te-am ridicat. Ți-am dat-o pe aceea pe care ai iubit-o și n-ai plecat cu mâinile goale dinaintea mea, că eu sunt un Dumnezeu care respect.
Dar acum nu mai este ceasul să te iau în brațe. Acum este ceasul să te strâng în brațe mai tare. Noi doi, Iacov, eu tată și tu fiu. Ca brațele tale să nu mai fie niciodată la fel. Picioarele tale, mijlocul tău. Tăria ta să nu mai fie niciodată la fel. Să ieși în lumea aceasta chinuită, în lumea aceasta a întunericului și să strigi: Iisus Hristos m-a făcut biruitor. Sunt iubit de Domnul. Și atunci, de aceea pot să am încredere că voi birui și în lumea asta. Nu vrei, Doamne, să mă mângâi, nu, trebuie să lupt cu tine. De ce? Pentru că, Iacov, în sfârșit trebuie să cunoști adevăratul dușman. Ți-am pus o oglindă în lupta asta. Să vezi cine-i dușman. Cine-i, Doamne, dușman? Oare cine-i Iacov? Cum îți este numele? Cum îți este felul? Ce faci? Ce te caracterizează? Ce iubești, Iacov? Ce vei face, Doamne? Te las cu un semn al îndurării. Te las cu un semn al biruinței, șchiopule. Vei pleca biruitor, purtându-ți șchiopătatul toată viața, ca să nu uiți cine este Dumnezeu. Și în sfârșit vine soarele. Vine soarele. Și apare soarele. Și pleacă Iacov. Deodată se uită și a zis: wow, numai ce a fost noapte. Și am crezut că nu se mai termină. Numai ce fusese un întuneric, de am crezut că nu mai ies din el. Și acum e soare. Ce soare frumos. Și s-a uitat de jur împrejur și a zis: Dumnezeu m-a schimbat. Am puterea să-mi duc de aici încolo viața cu încredere că Dumnezeu e cu mine. Mi-a zis că eu nu mai sunt cine am fost. Am plecat de aici și am un nume nou. Să știe toți că cel ce s-a luptat și a murit a fost Iacov și cel ce a plecat șchiopătând și biruitor este Israel. Spunea un rabin odată, a pus o întrebare: când știm că nu mai este noapte? Unii a zis: cum când știm? Când vin zorii. Altul a zis: păi știm că este... știm că nu mai este noapte și este zi când putem să deosebim oaia de lup. Că noaptea nu știi dacă oaia e oaie și lupul e lup, pentru întuneric. Iar cineva înțelept a zis: știm că este lumină și nu mai este întuneric când am iertat pe fratele nostru. Venisem într-un întuneric crunt și acum plec un soare blând. Pentru că Dumnezeu din cer mi-a spus că eu nu mai sunt același. Dumnezeu m-a schimbat. Dumnezeu mi-a dat un nume nou. Nu mă cheamă Israel, dar mă cheamă Israelul spiritual. Și sunt copil de Dumnezeu. Și eu nu mai sunt la fel. Poate o fi zis: bună dimineața, Iacov! I-o fi spus Rahela. La care a zis: de azi încolo să mă saluți diferit. Cum să te salut? Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oamenii și a fost biruitor. Eu sunt un copil de Dumnezeu. Câți dintre voi ați avut această întâlnire cu El? Câți dintre voi? Ia ridicați niște steaguri în seara asta. Câți dintre voi ați avut această întâlnire? Când ați plecat de la întâlnirea aceasta cu El, ce ați spus tuturor? Ce ați spus tuturor? Din seara asta, eu nu mai sunt cine am fost. Din seara asta sunt un copil de Dumnezeu. Din seara aceasta, tot ce a fost rău și stricat nu mai este. Unul dintre tinerii pe care îi iubesc, poate îl știți pe Alin Jivan, când a venit în față, în lupta aceasta teribilă, în încleștarea asta teribilă, avea în buzunarul din dreapta un pachet de țigări. Ăsta când a ieșit în față, a ieșit cu pachetul de țigări în mână. Uite așa au făcut odată, că are forță. L-o trântit de pământ, l-o călcat în picioare și a zis: din seara asta ești copil de Dumnezeu, nu mai fumează. Dacă asta ar fi numai, dar n-a fost numai asta. Că nu doar un pachet de țigări trebuie să strivești, asta mi se pare ușor. Dar trebuie să schimbi obiceiurile. Trebuie să schimbi comportamentul. Trebuie să schimbi felul de a fi. Nu mai poți iubi ce iubit. Pentru că tu ești copil de Dumnezeu, tu nu mai ești Iacov, tu ești Israel. Și omul care se luptă cu Dumnezeu primește un nume nou, o greutate nouă, o nădejde nouă.
Și atunci Iacov s-a uitat și a zis, dacă Dumnezeu m-a schimbat pe mine, de aici încolo eu o să fiu la rândul meu cel ce schimbă pe alții. S-a uitat și a zis, cum îi ziceați voi aici la locul ăsta? Vadul Iabocului. Ce vad al Iabocului? Ăsta se numea așa când am intrat în noapte. Acum se va numi Peniel, căci am văzut fața lui Dumnezeu. Gata, cel schimbat schimbă. Mă duc acasă și le spun, când am plecat la adunare, știți ce am zis? Am trântit ușa și am zis, sunteți niște belele pentru mine, niște nenorociri. Am aduce acasă că tu ești schimbat și ei în brațe și spui, voi sunteți binecuvântările mele. Fără voi nu pot trăi. Asta face Dumnezeu. Mie, să nu spuneți mie, deci mie să nu spuneți, frate, eu sunt baptist. Și ce dacă? Frate, eu sunt pentecostal. Fii sănătos. Prima mă interesează ca cel schimbat să schimbe. Îmi schimb hainele, ținuta, îmi schimb tot. Sunt purtătorul unui destin. Dumnezeu m-a chemat să împlinesc ceva ce eu nu știam. Dar de azi încolo Dumnezeu m-a chemat și a zis, tu ești purtătorul unui destin. Schimbat? Da. Atunci schimbă. Pentru că, alminteri, zadarnică este religiunea unui om care nu mai vorbește despre ce s-a întâmplat, dar nimic nu schimbă. Aceiași prieteni, îmi pare rău să zic, tot Iacov ai rămas. Același comportament, îmi pare rău, chiar dacă tu zici că ești Israel, tu ai rămas Iacov. Dar cel schimbat de Dumnezeu schimbă la rândul lui pe toți ceilalți. Gata. De azi încolo nemulțumirea mea nu mai este. Sunt mulțumit cu Dumnezeu. Gata. De azi încolo eu nu mai țip. Până acum eu când vorbeam, mă, dar de ce țip? Nu, asta e versiunea mea calmă. Stai să vezi când mă enervez. Nu. Omul lui Dumnezeu este omul păcii. Gata, vorbirea mea e dreasă cu sare. De ce? Păi eu nu mai sunt la fel. Gata, schimb totul. Îmi schimb totul. Pentru că ăsta este Dumnezeul nostru. Schimbă. Vă citesc o poveste, da? Aveți răbdare? Povestea aceasta este a lui Liz Murray. Ea zice așa. Am fost unul dintre acei copii pe lângă care treceți și pe care îi evitați pe stradă. Crescută de părinți dependenți de droguri, Liz a crezut în toate promisiunile lor. A aflat repede că acestea nu aveau să se împlinească. Mama ei îi lua hainele și jucăriile primite ca ajutoare sociale și le vindea pentru droguri. Zile întregi Liz suferea de foame împreună cu sora ei mai mică, Lisa. Despre această perioadă Liz povestește. Mâncam cuburi de gheață, pentru că ne dădeau aceeași senzație de sațietate ca mâncare. La cină împărțeam un tub de pastă de dinți. Știa că dependența părinților de droguri e mai puternică decât dragostea pentru ele și a iertat pentru tot ce a suferit. La 12 ani a renunțat la școală din cauza colegilor care își băteau joc de hainele ei murdare. Oricum era prea obosită ca să mai învețe. Noaptea o îngrijea pe mama ei care se îmbolnăvise de sida, iar ziua căuta disperată mâncare. Când părinții ei au divorțat, a locuit când cu unul, când cu celălalt. După moartea mamei sale, Liz, care avea 16 ani, a rămas fără locuință. Așa că singura soluție a fost să doarme pe bănci, în parcuri și în stațiile de metrou. Viața de copil al străzii a învățat-o ce repede se pot schimba lucrurile. Că poate să ai azi o casă și o familie, iar ziua următoare să dormi în frig pe o bancă. S-a hotărât să provoace în viața ei o schimbare. Învățase de la tatăl ei, de pe vremea când acesta fura cărți pentru ea, că educația ar putea să o scape de mizerie. Nu i-a fost ușor să se întoarcă la școală, dar a găsit profesori care i-au admirat efortul de a învăța și au ajutat. A reușit să termine liceul cu rezultate maxime la toate materiile. În 2 ani, în loc de 4. În tot acest timp, Liz învăța pe scările blocului. Condițiile în care învăța nu mai contau pentru ea, pentru că renunțase la iluzia pe care o numești dacă, atunci. Până atunci mă gândeam de multe ori că dacă găsesc un loc liniștit, atunci o să învăț. Dacă voi avea bani, o să merg la școală. Și am observat că toți facem astea,
când nu suntem dedicați unui scop. Auzit de o bursă oferită de New York Times. Ce nu știa, nu știa că sunt alți 3.000 de candidați pentru 6 locuri la facultatea Harvard. A fost admisă și a ales să studieze psihologia. La 2 ani de la începerea facultății, demonstrând un devotament uimitor, Liz și-a suspendat cursurile ca să-și ajute tatăl pe un lap de sida. L-a îngropat pe tatăl ei, apoi a reluat cursurile și a absolvit în 2009. Acum este mama doi copii, doctor în psihologie și cunoscut în toată lumea ca un vorbitor motivațional. I-a zis așa: viața mea este mai bună pentru că într-o zi am decis să fac o schimbare. Și această schimbare, a spus ea, am făcut-o prin credință. Ca să te ridici din ceea ce ești. Ca să-ți aduci aminte că ai valoare în ochii mei și preț. Să-ți aduci aminte că cel mai mare dușman al tău ești tu, cu felul tău de a fi. Și să te ridici, să provoci o schimbare. Să terminăm cu plânsul nostru minoritic. Și să putem fi mărturia unui Dumnezeu viu. Și oamenii să știe că noi s-a produs o schimbare. Și noi, la rândul nostru, producem o schimbare. Oriunde ne-a așezat Dumnezeu.